Cele mai ieftine jocuri le găsiți pe Neba și nu uitați să folosiți codul DS3 pentru 3% reducere. Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la primul episod cu Oțelul Galați în prima ligă, în prima divizie, în casa pariurilor, Liga 1, Fotbal It's Back și Oțelul Galați It's Back în Liga 1 din România, care garantat trebuie, băieți, cel puțin să mergem spre grupele Europa League. Avem parte și de un turneu amical pe care nu știu dacă să-l accept sau nu, dar l-aș accepta pe acesta. O să fac aceeași chestie pe care am făcut-o și în primul episod. Voi alege turneul amical în care se află echipele din România, Dunărea, Călăraș și Rapid București. Îl accept pe acesta. Vedem că turneul nostru amical a picat chiar cu Dunărea, Călăraș și mă bucur. Vedem acolo Dumitru cu like, cu băieții, aia zic. Nu mă interesa ce scrie acolo sub el. Buget de transferuri destul de ridicat. Hopa, 5 milioane de transferuri. Dar să știți, băieți, cu un milion și ceva, 1,2 cred că ne-a rămas din sezonul trecut, vom face prima mutare și anume vom trimite chinezoiul nostru să ne aducă tinere talente din Românica. Ne vom baza pe scout, iar dacă tot avem foarte mulți bani, eu zic să ne mai uităm după încă un scouter, dar mai slăbuți de data aceasta. Vom lua pe acesta din Slovania, pentru că ne interesează destul de tare și academia. Și am putea să-l trimitem prin Brazilia, prin Moldova, prin Africa. Dar cred că ideea cu Brazilia, de fapt, cred că este una destul de bună. Că doar Oțelul Galați au mai avut brazilieni. Să ne aducă cel mai important wingeri în următoarele 3 luni. Winger. Îmi doresc să am winger. Ne formăm o super academie. Mai vedem că am mai rămas cu 2 milioane, dar primim bani și de la turneul amical o să fie totul perfect pentru noi. Ce mă interesează pe mine acum este să vedem dacă avem vreun jucător care apare acolo, care are potențial. Din câte vedem, Neagu se va retrage după acest sezon. A ajuns cu echipa în Liga 1 din România. Oricum, Neagu nu va mai fi CDM-ul nostru principal, dar clar va rămâne acela de rezervă. Vedem că nu toți jucătorii ne-au părăsit. Blerinca, lista transferuri garantat. Dumitru cu toată lumea. Stan showing great potential. Nu este bine. Sefer showing great potential. Aia zic, aia vreau să văd. De-abia aștept să facem câteva transferuri și ne uităm după mai mulți jucători care rămân liberi de contract. În acest moment vedem că echipa noastră are multe din bunătățit. Vedem turneul nostru amical. Cred că putem vedea și cu cine a picat în cupă, oare? Vedem că vom avea un meci de simulat cu Metalo Globus, echipa aia blană care... Da, au ajuns și aia mai departe, a trecut de primul tur. Iar în acest moment, dacă ne vom uita la cum arată Liga 1 de România, avem Academica, Astra, CFR, Mioveni, Chindia, Argeș, Botoșan, Hermăștat, Viitorul, Voluntar, FCSB, Gaza, Oțelul, Poliaș, Sepsis și Universitatea Craiova. Ce este diferit este că echipele care au retrogradat sunt UTA și Dinamo. Dinamo este Liga 2, la fel ca și în cariera cu Petrolul Ploiești, din păcate Dinamo București a retrogradat. După cum putem vedea, Astra, Giurgiu, Hermăștad, Viitorul și Polia și încă se află în FIFA, în cariera noastră. Zic asta pentru că în FIFA 22 acest echip, care n-am spus adineori, nu vor mai exista. Și avem posibilitatea de a face câteva transferuri destul de fine. În primul rând, din păcate, dacă am trebuit un atacant, chit că Răducan și Coantal au fost zeuți, dacă am trebuit un atacant și cred că Antal va fi atacantul de rezervă pentru că îmbătrânește și... o să scadă de nou VR, dar că am trebuit o bandă, poate un jucător cam, un jucător CDM, ceva în apărare, o bandă și portarul e ok. Portarul este ok, doar că am găsit un portar liber de contract, parcă mai bunicel. Ne uităm la jucătorii pe care i-am selectat și l-avem pe Niță în primul și în primul rând. Niță pe care îl putem cumpăra gratuit și, am uitat să zic de comentarii, mi-am amintit chiar acum. Am lăsat acum pe ecran câteva comentarii din clipul trecut. L-avem pe Floriniță, care este mult mai scund, doar că nu știu ce să fac, este și mai tânăr, cred, 33 de ani. Pe când vedem Patelimon, 34 de ani, cred că o să-l punem cumva să-l lăsăm pe transferuri. Lăcătuș într-o final motoră, cred că pe acesta îl vindem, pe Ursul împrumut și pe Patelimon să-l ținem ca portar de rezervă, pentru că oricum este bătrânel și putem scoate bani pe el, este puțin cam complicat, vom vedea care este situația. Am ales pe aici câțiva jucători și mai străini, l-avem și pe acesta datorită prizurei, l-am pus, de ce nu? Sorescu e prisa noastră, pentru că dacă tot din amul este Liga 2, m-am gândit că Sorescu ar avea ceva mai bun. Phillips, care este jucătorul lui Liverpool, parcă, dar un jucător foarte slab cu statusuri de Liga 1.
Avem pe Miron, fost jucător al Oțelul Galați. Nu prea are viteză, dar este un fost jucător și ar trebui să-l luăm. Avem și pe Marcelo, am pus și câțiva brazilieni. Leca, la fel, fost jucător la Oțelul Galați. Deci ca rezerve, cred că o să-l luăm pe Leca. L-avem și pe Toșca, dar vine pe el, trebuie să-l plătim. L-avem și pe Danny Rose, pe care am putea să-l cumpărăm. Nu prea are potențial. Garcia. Avem jucătorii liber de contract, avem jucători de la Academie, uite, l-avem pe Radu, l-avem pe Filip, Benzi, avem câteva, Wilshere, Roșu, poate Roșul va fi viitorul nostru CDM, ar fi destul de interesant, arată, are statusuri ok, sau poate cine știe, poate un Lazar, poate Hlistei, vom vedea, Dobre în acest moment are și statusuri ok, dacă ar fi să luăm pe Păun, cât costă, e cam scumpus, ar trebui să-l modificăm să fie bandă. Îl avem și pe Olaru, fostul nostru jucător. Poate se va întâmpla vreo revenire, pentru că nu trebuie un jucător ca mus. Poate-l aducem pe Halilovic, de ce nu? Ar fi un transfer destul de fain. Halilovic, să-l ducem înapoi. Eu văd parcă l-am dat într-un FIFA mai vechi, până la un 90 potențial, 87, 89, ceva pe acolo. Și ar fi mișto să revină la Oțelul Galați ca să ajungă la potențialul pe care l-a avut acum ceva timp, să reînviem un jucător care cam nu o să ajungă departe. Acesta a avut presiunea fiind numit noul Messi, fiind numit noul Modric. A avut presiunea pentru că a jucat și la Barcelona, de aia era numit noul Messi. Tot avem și pe Alexandru Maxim, care este destul de scumpuț. Moise, care a fost foarte cerut și este liber de contract. Big Falvi, Insigne, fratele mai mic al lui Insigne, care este destul de viteză, mă, dar nu prea are stamină. Bărbuț, care la fel și el a fost foarte cerut. Mă gândesc că datorită viteze pe care o are, doar că nu știm cum să facem, trebuie să ne gândim cum facem și cu Sefer. L-avem și pe Zizo, nu știu la ce echipă joacă acesta, dar l-a drăgut acolo că era egiptean. Și pe Rojano și pe Cărnat, că am zis că la Cărnat mă gândesc să-l aduc, dar sperăm să vină statisticile. Avem și atacanți aici câțiva liber de contract. L-avem și pe acesta, l-am pus doar că este din Coreea de Nord. Aducem la noi un adevărat comunist. L-avem și pe Gico și pe acest ungur și pe Andone, Pușcaș, Munteanu, Buș, Alibeg, Damașca, Vucusiș, Tudore, care este un fost jucător de la Oțelul Galați. Adrian Petru, un jucător foarte cerut. Fratele mai mic al lui Fekir, care a rămas liber de contract. L-avem și pe acesta din Capul Verde. Marquinhos, poate, de ce nu se revine la noi, și Di Guadio, Antonio Di Guadio sau ceva pe acolo, care este tot un italian foarte vitezoman. A avut tot o presiune pe el și n-a reușit să ajungă la potențialul lui maxim, dar totuși ar cam trebui să începem cu primele noastre mutări și sunt cam emoționat pentru că nu știu ce să fac, nu știu pe cine să aduc și nu știu care va fi situația la echipă. Ar cam trebui, nu știu, la apărător încă nu m-aș arunc. Ca... Hai să începe totuși cu primul transfer, cu o bandă, dar nu asta, nu știu ce salariu si dau. Și avem Crucial, 3 ani și un salariu care, serios să-mi zici, este salariul de Liga 1. Mamă, deci deja singurul jucător care are un salariu de genul este Ciprian Deac. Vor un salariu foarte, foarte mare, o să dau un 6,5 până 65.000 și sperăm ca bărbuț să accepte așa. Deja, mamă, nu vrea să audă. Dar nici eu nu vreau să aud un salariu atât de mare pentru un jucător care n-are, da, nu merită un salariu atât de mare la această echipă. Din nou, 6,5 cu 65.000 la semnături și într-un final, bărbuț acceptă și este jucătorul nostru. Și deja este, uite, dăm așa. Pac, bărbuț apare acolo aproximativ 7K. Băi, Deac are 5, are Pantilimon 3,3, Râpă 2,5. Ce salariu ăsta? Ah, din păcate. Și al doilea transfer pe care vreau să-l fac este tot cu un jucător liber de contract, pentru că e important să ne axăm pe aceștia ca să nu dispară. La Insigne mă mai gândesc, mamă, dar ce salarii mari vor. Totuși vedem că Alilovic ar vrea doar un singur an la noi, un singur an ișor. Hai să lăsăm, dar nu știu, nu cred că are un OVR chiar atât de ridicat. Un salariu i-aș da un 5.000 cu un 50.000 sau... Hai un 6.000, măresc puțin, dar poate nu se supără pe mine acum. Opa, vrea 8.000, normal. Hai Alilovic, de-a zic un 7, cu un 7. Vor salarii mari și parcă nici n-aș vrea să refuze Alilovic. Ne aducem aici un adevărat jucător ca amă, care mai poate crește. Mamă, 9,5, du-te bă de aici. Nu mai exagerat de mult, 8.000. Te-aș da mai mult la semnătură, ca să fie așa frumos, de-i. Prea mult și acceptă. Alilovic este la fel noul nostru jucător. Doi jucători liberi de contract, dar am dat salarii, parcă aș fi plătit. Din păcate.
Uitam ca jucător ca mă, hopa, 74, Halilovic va fi întâmpinat cu o vedetă la noi. Se pare spre bucuria noastră, iar Sefer, se pare că bărbuț are 70 OVR. Prima problemuță. Dar totuși, aici bărbuț vei fi rezerva noastră, nu știu cum să zic. Sefer va fi jucătorul nostru care trebuie să rămână, să crească, să evolueze în continuu. Și deja la ce salarii am dat nici nu prea am bani. Deci trebuie să vindem neapărat. Pe care mă gândeam să mă mai arunc, să-l mai cumpăr și pe Niță în poartă, că nu era de ajuns că aveam atâția jucători. Hai să ne uităm și în apărare pe cine luăm. Putem să luăm un LB, putem să luăm pe Alioski. Revenind din Premier League, desigur are salariu mare. Danny Rose, mă gândesc că are fix la fel. Apărare, l-avem pe Villa, brazilian, de la Academie, care are ceva viteță și este înăltuț, este bun. Avem și pe Phillips, care acesta măcar bine, care este stamina jucător la Liverpool. Să încercăm și la Niță, oare la Florin Niță, să vedem că vine el la Oțelul Galați. Ar fi bine, ar fi foarte bine. Aducem aici un super jucător. La ce salarii cer unii? Uite, lui o să dau doar un singur anișor. Poate cere un salariu mai mare. Dacă cere un salariu foarte mic, înseamnă că am fost fraier când a doar un singur anișor. Va trebui ca acestea să-i refacem salariul, înseamnă. Uite, am un 6.000 cu 60.000. El fiind român, știi cum merge treaba în Liga 1 din România. Nu prea ne chinuim cu ei. Iar aici mai avem discutat doar cu un singur românaș. Cercăm oare la Marcelo, care acesta nici nu știu la ce echipă activează. La Villa, dar Villa pare promițător. Villa, brazilianul Villa. Și sperăm. Că nici nu cere atât de mult salariu. Care doar 18 ani și ar mai trebui să mai cerci noi câțiva străini pe la echipă. Iar brazilienii în Liga 1 și mai ales brazilieni la Oțelul Galați e chiar o idee foarte pont. Rotation. Am înțeles, nu prea are o vere înseamnă Villa. O jucă la risc cu el. Fără clauză de reziliere și un salariu minuscul. Să acceptăm atât. Ce a venit pe tot? Villa, jucătorul nostru. Parcă scârții situația. Haideți să vedem care este treaba cu ceilalți jucători ai noștri. Avem 63 OVR. Tot este mai bine decât mereuță. Și mai avem și pe Niță de 74 OVR la noi. Niță va fi portarul nostru. Andanovici va fi titularul nostru. Dacă ne uităm între el și Coadă, vedem, Coadă am putea să-l mutăm cumva, poate chiar bandă, cum ar fi. Dar nu este chiar atât din înălțuța lui. Parcă îi place să joace mai mult central. O să încercăm în schimb treaba aceasta. Ne uităm la planurile lui și dacă tot nu prea am găsit lăbur chiar atât de... Mamă, 10 săptămâni, înseamnă că nu-i bun. El dă cel mai mare randament pe poziția de KB, se pare. Să uite aici ceva interesant, dar nu prea văd logică la asta. Ca RB îți ia 2 săptămâni, dar ca LB, ca pe partea stângă, cea mai mult și trebuie și steluțe la Wakefoot. Îl punem atunci să fie LB. Am stabilit. Măcar vedem că și brazilianul nostru are potențial. Deja parcă mă simt puțin mai bine. Lui Florin Niță îi vom da clar tricoul lui cu numărul 1, că va fi portarul nostru de bază, chit că ursul va trebui să schimbi numărul de pe tricou. După care avem o situație mai interesantă la Halilovic, nu știm ce număr să-i dăm. Vedem că la AC Milan acesta a avut tricou cu numărul 77. Pe la Barcelona a avut și tricou cu numărul 30, el acum are tricou cu numărul 35. O să lăsăm tricoul pe care l-are chiar și acum realitate, și anume tricou cu numărul 35. Vedem că bărbuțul a avut și tricou cu numărul 77 și numărul 22, el acum are tricou cu numărul 21. Cred că o să-i dăm, nu știu ce, 21 sau 22. O să-i dăm tricou cu numărul 21, pe care l-are acum la Sepsi, dacă tot. Iar acestui apărător îi vă dau un tricou pe acolo, random, nu contează. Ca să vedem care mai este situația la echipă și care mai este primul 11, va trebui să simulăm foarte puțin ca să primim și noi acolo măcar câteva e-mail-uri, să vedem care este treaba. Dați deja, suntem anunțați câțiva jucători au plecat, primim câteva e-mail-uri destul de importante. 1, 2, 3 jucători ne-au părăsit, aici câțiva se mai plâncă. Băi, de ce mă dai plisa transferuri, dar Pantelim, oare înțelege-mă? Înainte, foarte frumos, simulăm și primul meci din turneul acesta amical, în care vedem că scoatem un 1-0 Antal. Marchează foarte frumos, Rapidul pierde acolo și Dunărea Călăraș la fel. Mai înainte, încă puțin și vedem că mai avem parte din încă două partide pe care le vom simula din calendar. 1-1 și 3-1, ca să mai joace și alți jucători.
Nu primim deocamdată nicio ofertă de transferuri, ceea ce mă deranjează, pentru că ne mai trebuie un atacant acolo și hopa, avem aici un jucător din SUA, liber de contract pe care nu l-am văzut. Asta parcă i-am dat scout sau ceva din greșeală. Vedem acum. Jucătorul acesta parcă mi-e așa cunoscut, nu știu, parcă l-am mai văzut undeva, nu știu dacă vrea vreo echipă mai mare, gen, nici nu știu să zic, Dortmund, City, vrea să-l achiziționeze sau ceva pe acolo. Hai că mai dăm aici, vedem că am fost eliminați din turneul amical și oficial primă ofertă pe Pantelimon, cel mai ieftin jucător care este trimis pe sat transferuri și o ofertă destul de promițătoare și bună pentru cariera acestuia. Pantelimon, mulțumim că ai făcut o treabă extraordinară la noi, sperăm să descurci foarte, foarte bine acolo în Spania. Sperăm cumva să mai primim vreo ofertă sau că parcă în acest episod nu a fost chiar atât de... lunguț. Bine, la mine deja au trecut vreo 2 ore, pentru că asta m-am mai fățit, am uitat după jucători, alea. Dar cred că n-a filmat chiar atât de mult. Dar mai trebuie acolo vreun apărător, ceva. Uite, urmează direct mare debut în Liga 1 de România, așa, imediat. Alecu, o ofertă pentru Alecu și o ofertă destul de bănoasă. Încercăm, forțăm un transfer pe mai mulți bani. Un jucător care vedem că este foarte, foarte bine cotat, întrebăm dacă ne oferă băieți un 1,4 pe acesta. Ei zic că nu. O să întreb foarte rapid de un 1,3 și apoi dacă vrei ziceți tot 1, accept. Mulțumesc frumos, Alecu este jucătorul vostru, chiar avem vreo 3 sau 4 CDM și unul dintre ei va fi Neagu, care eu sper ca Neagu să fie doar rezervă la noi. Și avem acum direct debutul, băieți. Și asta, uite, Alaba se duce la Chelsea acolo. Oh, Sefer 70 OVR, bun, n-avem atacant de rezervă. Vedem că debutăm cum trebuie, nici nu ne arată acolo. Conferință, fraților, a revenit în Liga 1, Oțelul Galați după atâția ani, nici nu știu, a trecut, cred că vreo 7 ani de când au mai fost în Liga 1 din România. Niciun anunț, nici nimic, absolut nimic. Foarte ură din partea lor, fiind debutul, vom juca acest meci. Vedem acolo Rusescu în atac, Adi Popa pe dreapta, Gardoș. Din păcate, zeul lor Cristi Tănase s-a retras, noi luăm kit-ul nostru. Am zis că noi luăm, așa, mulțumesc, și vedeam chiar acolo pe Halilovic. Avem măreața noastră echipă în care nu sunt chiar multe modificări, atacul e fix la fel, Halilovic este mijlocașul și în apărare Coada a trecut pe partea stângă ca lăbă și a intrat Vila, un brazilian, în apărare, iar Neță în poartă. Îi dăm play și încercăm să facem un super match de debut în acest episod. Și nu uitați, băieți, să spuneți și în comentarii pe cine vreți să mai aducem la echipă. Avem câteva mutări din făcut, ne trebuie neapărat un atacant și cred că în episodul următor vom aduce un atacant. Niță aici, liber de contract, vine la Oțelul Galați, revine Liga 1 din România. Ce portar ne-am adus și vedem că gazonul totuși pare interesant. Te-am place, vedeți, băieți, gazon de Liga 1 din România. Neagul la balon în ultimul lui sezon. Răducan, foarte ofensiv, Răducan acolo pasă cumva pentru Halilovic, încearcă cumva noul Messi, așa o să-l numim, Messi de Liga 1, cum vreți să-l numim, cum vreți să-l poreclim. Vedem că încearcă să facă și el ceva, îl trimite mai departe lui Seedorf. O, acolo se chinuie cumva jucătorii, se învârt, dar nu știu cum se poziționează de la joc, pentru că numai cu spatele la poartă vor să stea ei. O pasă direct mai în față pentru Răducan, foarte ofensiv. Cei din Galați, Seedorf, în acest moment, Seedorf se enervează și trimite un finesc pe lângă poartă. Asta, cei de la Academica cu fundul în poartă, mă bucur. Dar oricum, ni trebuie acolo un atacant, băieți. Momente dificile, îl vedem acum pe Râpă, care Râpă vrea cumva să-l blocheze, înaintează, da, apără Niță, Vila, acolo trebuie să sară mai binișor. Și ce fel, o prinde Niță, foarte elegant, hai, înaintează. Învățat de la noi, băi, schema asta. Coadă noul nostru LB. Trimite lui Neagu. Neagu la Seedorf, datorită vitezei lui extraordinare. Dar degeaba doar el are viteză bună dacă ceilalți nu știu să alergi. Neagu la Seedorf, la Neagu. O pasă mai proastă. Vedem pe Vila acum, că am fraierit. Lasă cumva apărarea acolo liberă. Și a încercat acolo un jucător, cel cu numărul 25, să marcheze, dar n-a reușit. De la cel mai înalt, cred că, jucător de pe teren. Nici nu sare cum trebuie. Bun, Niță din nou, elegant, aia îmi place. Haideți să-i trimitem... Nu, trimitem lui Vila, îi trimitem lui Râpă, care Râpă o trimite lui Sefer. Sefer acolo se joacă elegant. Livioanta le-o trimite lui Seedorf. Hai.
Debutul nostru, opa, blochează acolo și apără Niță. Nu știu dacă Rusescu este jucător cu numărul 14 de la Academica Clicen, dar o fază foarte, foarte frumoasă. Păi zic că debutul nostru nu prea a fost atât de interesant. Bine, Seedorf, poziționat foarte bine. Îi trimite direct acolo lui Coadă și înaintează Coadă. Are și el viteză. Mai departe la Răducan. Răducan o trimite frumos lui Halilovic. Dar preluarea lui lasă de dorit. Neagu în acest moment. Aveam zic că îi trimite o pasă, dar nu reușește mai nimic. Am avut în acest meci, băieți, foarte, foarte multe faze. La noi 0-0, la Botoșan cu Chindia 0-0. E primul meci de Liga 1, spectacol 0-0, băieți. Cum a fost meciul cu FCSB cu Botoșan, primul meci de Liga 1. Cum a fost Supercupa cu Craiova și Cluj de acum multe zile. 0-0 barat, spectacol 0. Am intrat în Liga 1, băieți, facem o super carieră realistă, măcar la meciuri. Că nu se întâmplă spectacol, nu se întâmplă absolut nimic. Uitați, Vila direct, o pasă numai bună. Pașov acolo, împotriva brazilianului. Bă, cum era Zogafezia meu, fix în debutul lui. Mare, mare jucător profesionist și marchează acolo jucătorul cu numărul 14. N-au nici ei numerele pe tricouri la fel ca noi. Raul Rusescu, da, acesta este jucătorul cu numărul 14. Raul Rusescu reușește un gol foarte frumos și o să încerc să fac o primă mutare și anume să-l bag pe Bărbuț. Pe Bărbuț o să-l bag bandă stânga, nu, o să las bandă dreapta pe niște el să face mai bine. Prima mutare, Seedorf va ieși, Sefer va intra pe partea stângă, intră Ghiocel în locul lui Coadă, a doua mutare și mai avem dreptul la încă una. Să-l bag oare cumva pe Deac în locul lui Halilovic. Hai că da, vor juca și Halilovic noul Messi dacă ei. Îl băgăm pe Deac mai bine. Ciprian Deac acolo încerca cuiva să-i trimit. Îl vedem pe Bărbuț. Bărbuț din prima ocazie mai mărit. Și uitați, a schimbat cumva formația. Deac o trimis o pasă mai bună cât a făcut-o Halilovic în alea 60 de minute. O râpă acolo. O vedem pe Codrea. Blochează. Apără Niță foarte, foarte bine. Nu știu dacă e momentul să ne băgăm puțin pe ultra-atac, sincer să fiu. Ar fi totuși un moment mai bun. Dar să jucăm calm. Nu știu cum să fac. Un șut acolo printre și gol Academica Clincin. Gol total neașteptat. 2-0. Prima așa o mică părmuță așa peste față de, băi, totuși Liga 1, nu mai sunteți în Liga 2. Un gol totuși frumos. Totuși printre, nici portarul nu a avut cum să o vadă. Ce să facem? Ultra atac direct. Încercăm și noi cumva să înaintăm, să încercăm să facem vreo ceva dacă reușim. Am încercat și noi totuși să dăm un gol dacă tot. Sefer acolo trece și el cumva faultat. Nu se dă absolut nimic și trece cumva acolo unul dintre jucători. Ia apără portarul. Primim acum prima pasă. O jucat, o jucat bine băieții. Deac mai departe acolo încearcă cumva trece Bărbuț. Trece Bărbuț! Gol în minutul 89. Dar din păcate cred că este un gol dat prea târziu de nouul nostru jucător. Gol la debut pentru Bărbuț. Trebuie să ne mai gândim ce o să facem cu el înseamnă. Dacă îl ținem ca jucător de rezervă sau nu. Dar în schimb vedem că ai noștri de la Clincen trag de timp și se încheie partida. Acum am și zis un gol, dar un gol din moral dat prea târziu, 2-1. Dar din păcate noi nu reușim să în această carieră arbitrată de Hațegan, băi, de Hațegan, de aia am pierdut, gata, avem pe cine da vina. Din păcate nu reușim să câștigăm. 0 puncte pentru Oțelul Galați după prima partidă și după primul episod în sezonul cu numărul 2. La prima vedere cred că mai avem nevoie de un apărător și de un atacant. În rest, cred că echipa merge cât de cât pentru acest sezon. Dar în special atacant. Poate mai reușim să mai vinem de rezerve. Băi, băi, dacă v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut transferul pe care le-am făcut și vreți să vedeți episod din continuare din această super, super carieră, nu uitați să vă abonați cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Băi, băi, numele meu este Diez. Păcat că n-am debutat cu o victorie. Trebuie să jucăm mult mai concentrați de acum. Urmează să ne luptăm totuși pentru play-off. În episodul următor vom aduce, sperăm, un atacant și un apărător. Numele meu este Diez. Vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!